Ucraina și Rusia au semnat la Istanbul un acord care să permită reluarea exporturilor de cereale. Documentul a fost parafat la Istanbul de către delegațiile celor două țări aflate în război, în prezența secretarului general al ONU, Antonio Guterres, și a președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. Ce prevede documentul aflăm de la Nick Robertson, corespondent CNN la Kiev. Good evening, Nick! Bună seara, Nick! Îți mulțumim că ești alături de noi la News Hour CNN România. Turcia a mediat un acord cu Rusia pentru a debloca exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagră și un acord a fost semnat la Istanbul în această după-amiază. Cât de curând să ne așteptăm să vedem comerțul reluat din porturile ucrainene de la Marea Neagră? Oficialii ucraineni spun că ar putea fi o chestiune de câteva zile, poate 10 zile, poate puțin mai lung de atât. S-a ajuns la un acord pentru a grăbi puțin lucrurile, s-au creat niște coridoare pentru transportul în siguranță al acestora. Au fost de acord ca partea ucraineană să însoțească aceste vase pentru a încerca să grăbească puțin lucrurile. Sunt deja 37 de vase în portul Odessa de la începutul războiului, care sunt gata să plece, sunt încărcate cu cereale. Vorbim despre 20 de milioane de tone de cereale în silozuri în port, dar unul dintre lucrurile care ar putea încetini această operațiune la început este faptul că Ucraina a scufundat niște nave în puncturile de intrare pe aceste coridoare pentru a o proteja de invazia rușilor. Deci vor exista niște manevre tehnice pentru a draga respectivele canale înainte de a fi reluate transporturile pe coridoarele acestea. Îți mulțumim foarte mult, Nic, pentru toate aceste informații și sperăm să te vedem în curând aici la News Hour.